Un feribot destinat companiei canadiene BC Ferries a fost lansat la apă în șantierul naval Damengalați. Nava, în valoare de 50 de milioane de dolari, este a cincea dintr-o serie de 6 feriboturi de tip Island Class comandate de partenerul canadian. Misiunea feribotului va fi să asigure, alături de navele soră construite tot la Galați, legătura dintre insulele din provincia British Columbia, de pe coasta de vest a Canadei. Feriboturile construite de Damen sunt nave hibrid diesel-electric, o serie de caracteristici cheie care contribuie la atingerea obiectivelor companiei canadiene în materie de protecția mediului. Odată ce tehnologia de încărcare electrică va fi instalată la terminalele portoare, noile feriboturi vor putea opera doar pe bază de energie obținută din resurse regenerabile. Navele dispun și de sisteme speciale de reducere a vibrațiilor și a zgomotelor, inclusiv la nivel subacvatic. Aceste sisteme de protecție vizează reducerea perturbării vieții marine, în special a balenelor care trăiesc în apele canadiene. Feribotul Island Class au capacitatea de a transporta cel puțin 47 de vehicule și până la 400 de pasageri. Pentru obținerea acestor importante contracte încheiate cu BC Ferries, grupul Damen a concurat cu 18 șantiere navale internaționale.